Cel puțin eu mă simt de două ori mai tânăr și mi-aș dori ca toți tinerii din municipiul și județul Suceava să se simtă mai tineri tot timpul, dar în special pe ziua de 2 mai, ziua națională a tineretului. Iar noi, Direcția Județeană de Tineret și Sport, sub egida Ministerului Tineretului și Sportului, am organizat manifestări intitulate sugestiv 2 mai de două ori mai tânăr. Am pregătit, așa cum vedeți, o serie de spectacole, de concerte, diverse demonstrații de virtuozitate, dacă îmi permiteți să spun așa, din partea bikerilor din Rădăuți, Fălticeni, Suceava și nu numai, chiar de la Botoșani avem bikeri. Apoi am pregătit concursuri de role. Cred că dacă vom fi mai apropiați de ei, vom reuși să înțelegem mai bine și pe ei, iar la rândul lor ei pe noi, dacă m-am făcut bineînțeles. Chiar dacă vremea nu a ținut cu ei, tinerii și-au demonstrat lor și tuturor celor care au venit să sărbătorească 2 mai alături de ei că distracția nu ține cont de vremea de afară. Cu toții au scris mesaje și gânduri pe un panou special amenajat. Cei care au venit echipați au făcut adevărate reprezentații pe role, biciclete și skateboarduri și cu toții au profitat de ocazie să mai fure din tehnici, totul pe un fundal de muzică rock live. Totuși, în ciuda distracției, bikerii, rollerii și skaterii veniți și din alte orașe s-au plâns la unison că nu au condiții să-și practice sporturile. Să ne facă un skatepark ceva, că de-aia nu avem pe unde să ne dăm și noi. În legalitate. Da, da. Legalitate și de-aia noi mai mergem pe trotoare, nu știu ce ne mai fugărește poliția și de-aia. Nu trebuie chiar ceva foarte mare ca să... Noi ne mulțumim cu ceva, cât de puțin. E costisitoare distracția asta voastră? Destul, depinde. Eu am o bică mai bună și costă, am luat-o la second hand cu 25 de milioane. Deci este destul de scump. Și pe lângă bicicletă îți mai trebuie anumite lucruri pentru protecție, nu? Da, genunchiere, cască. Acum nu port cască, că na. E spectacol, nu? Da. Distracție plăcută. Mulțumesc. Ia să vedem ce știu băieții să facă.